Elena Nicoară este din comuna Șimian, iar weekend de weekend, mehedințenii o pot găsi în târgul veteran din Drobeta Turnu Severin, acolo unde de ani de zile vinde produse naturiste. Cătina este unul dintre ingredientele cele mai solicitate de către mehedințeni, însă anul acesta producția a scăzut față de anii precedenți. Anul ăsta nu prea este cătina. Toată cătina negri din cauza climei. Climei și acum pe toamnă trebuia apă la cătină și cătina s-a început să usuce, să facă urâtă din cauza vremii. Preparatele pe bază de cătină sunt recomandate în caz de afecțiuni hepatice, oculare, răceli, viroze, respiratorii, pojar, afecțiuni gastroduodenale. Mehedințenii cumpără produsul atât în stare naturală, cât și sub formă de preparate. Cătina are efect antioxidant, emolient, citoprotector, imunostimulator, vitaminizant, depurativ, antiinflamator și cicatrizant. Vând cătină de la Revoluție, de 20 și ceva de ani, merge să vinde. Multă lume mi-a mulțumit că le-am salvat viața, în special din județul Mehedinți și din Herculane. Și Târgu Jiu am vândut cătină, dar foarte mult aici în târgul de la veterani. Sâmbăta și duminica e vânzare foarte bună. Cătina poate fi folosită ca sirop, administrându-se câte una-două linguri înainte de mesele principale. În același timp, uleiul din fructul de cătină este extrem de benefic pentru sănătate. Mehedințenii mai folosesc și extractul de muguri de cătină pentru creșterea imunității.